Președintele Klaus Iohannis a decis să nu invite la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Naționale persoane cu probleme penale. Cum vi se pare această decizie pe care... E eveniment consumat, nu mai comentez. Pe de altă parte, președintele PSD, Liviu Dragnea, consideră că prin invitarea dumneavoastră în tribună de Ziua Națională a României, președintele Klaus Iohannis a dorit să vă ajute să intrați în Parlament. Ați fost reevaluat de șeful statului? Vă ajută această invitație a președintelui? Nu mă ajută. Liviu Dragnea, ca și dumneavoastră de altfel ca ziarist, ați putea realiza că președintele Iohannis a invitat cei trei foști președinți și nu pe mine ca pe un favorit al domniei sale. De altfel nici n-am cum să fiu unul pe care să-l simpatizeze Iohannis, dar am fost președinte al României. Dacă ar fi să vă gândiți la niște nume de premier de la celelalte partide, PSD, PNL, ALDE, UDMR, USR, care ar fi acestea? Traian Băsescu. Vă veți asuma prin demisie un scor al PMP care să nu-i permită accederea în Parlament? Hai să ajungem pe 12.